Ne aflăm în casa cu blazoane, Blazoane. În camera cu mai multe laturi care se numește Sal Nasiu. Sal Nasiu, așa. Și blazoanele recondiționate frumos, cu fonduri de la UE, au făcut treabă aici. Acestea sunt stocatori. Da. Poate vei și să auto restaurat să vede ce este. Da. Super. Și aici toată mai avem niște stucaturi frumoase restaurate. Un iatac mic cu mobilă frumoasă veche. Aici e ceva? Nu, este o scară de urmă pe sus. A, are și pod, dar podul nu-l vizităm noi. Aici. Iatacul cel mare, iată. Ce frumos. Din nou motivele făcute în soi de chirpici, nisip, lut. Aici peisaj frumos. E sâmbătă, e și o nuntă. Dar acum nu se mai aude muzica. Și aici avem un tavan și mai spectaculos. Și o cameră. Dar plânge însuși prințul Charles să aibă așa ceva. Cu siguranță. Iată ce frumos se vede de aici, de la casa, cu blazoanele. Vrei să ajut de acolo, din stânga, de pe partea în valea să vede. Cum se numește valea asta? Valea Chioșului. Chioșului, da. Să-i fac un pic și pe afară să se vadă. Da, da, blazoanele frumoase, recondiționate manual după cele vechi. Le-au dat jos și le-au refăcut. Fonduri UE. Chiar e frumos aici, uite, aici o să fie o sală de conferințe. Și e și o vreme foarte drăguță, casa cu blazoane. Din Chioșbu.